M-am dus și am mai luat 30 player de pornire, bă, că nu pornește, mă, și n-am ăla la mine, stativul ăla. Nu pornește, mă. Bagă-te cu autobuzul ăla, dar mă lovești. Nu vrea să pornească, nimic. Și trebuie să-l țin din spray, numai nu pot să-l țin mult din spray, că e rece motorul și bate, pe aia strâng garnitura de chiuloasă. Așa am ajuns înapoi. Am murdărit toată mașina, bineînțeles. Atât o trebuie să vin și să merg și să vin și să merg. Și să vedem. Ne părăsește vreun piston. Ceva. De preferință ar fi să nu ne părăsească nici pistoane, nici nimic, da? Nu știm încă. Am reușit să-l pornim. Să-l pornesc, de fapt. Am desfăcut conducta de la motorină, că altfel nu scotea aerul. Las un pic să meargă. Foarte urâtă vreme și frig. Cred că sunt vreo 4 grade, aici 3 grade. Super mega frig, super mega nașpa. Las un pic să meargă, să se încălzească, să încarce. Trebuie să-l duc de aici, dar eu cu rinichii mei să bănuiesc că asta e umedă. Scaunul e umed. Măcar încarcă bateria un pic, a fost slăbită și bateria. Pot să stau în mașină 2 minute. Până încarcă asta. Presiunea e bună. Presiunea la ulei e bună. Stau 2 minute în mașină până încarcă un pic. Na. Mașina e mai caldă, fraților, că afară e frig de mori. Pe bord la mașină scrie 5 grade, dar mie mă arată 3 pe ceas. Mana. Eu am luat un spray, dar nu știu ce spray e ăsta. De la Aeron Summer Dream. Visul de vară. Nu știu, ai voie să dai așa paște, nu se decolorează. Miroase fain, nu? Să mă trim asta. Cred că e pentru preșuri. Dar... mi-l las duce acum, dar vă spun sincer, pe frigul ăsta cred că îngheț. Dacă mă pun să-l duc și... ce mă nervează, iar nu am brichete în mașină. Ca de obicei. Nu am
tachetă. Hai că ne auzim. Da, da. După cum bine știți, l-am poronit. L-am poronit. Acum o să-l opresc. Să scoatem cheia din contact. Și o să iau borna. Acum sigur o să meargă. O să pornească. L-am lăsat așa pe 10 minute. Oh, că era să pic. Merem de aici la 650. Să vedem la 650 cum e treaba. Acolo vreau să fac o modificare la capote, că ăla nu mai împusă capotele înapoi. Și vreau să le fac niște balamale și să fac din asta într-o singură bucată. Și așa e sudat într-o singură bucată, dar să se deschidă în sus. Cu un telescop, niște modificări vreau să-i fac. Dacă o fi sănătos anul ăsta și o fi bine. Niște modificări și ia ca așa. Să vedem și acolo. Cum e treaba, ce nașpa, că nu am luat trepiedul ăla, mă. Cam e așa. Trebuie să pun cheia de la asta aici, să nu mai pierd, că... Oh, că nu merem în șans, merem pe drum. După iar nu mai găsesc, nu mai știu unde-am pus-o. Opa, opa, Penelopa. Nu avem muzică, că s-o rupt. Jack, Jack s-o rupt. Mufa Jack s-o rupt. Să merg să cumpărăm alta. Opa, opa. E un pic ca noroi, dar nu patinăm, încă nu facem nimic, cauciucurile sunt noi nouțe. E ok, din punctul meu de vedere. E ok. Mergem. Să vedem. 650 alt. Trebuie să bag apă, dar n-am cineva să mă ajute, eu nu pot să ridic, greutate mare. Trebuie să bag vreo 20 de litri de apă în el, să-l pornesc pe la vreo oră. Să-i duc capotele la fermă și lucru cu el fără capote. Până am gat treaba de arat aici, numai bine primește mai mult aer. Să-i are ventilație mai bună, că... Vreau să modific un pic capotele, așa am făcut eu o idee cam cum aș vrea să le fac. Și atunci vreau să le modific un pic, să se deschidă așa, pac. Ca la John Deere, ca la astea alte, să nu mai trebuiască să demontez capota jos, tătăși. Aș face să deschide la un unghi de 90 de grade, dacă aș putea, știi? Ma, încă nu știu dacă pot, că trebuie studiat acolo niște treburi. Și nu știu dacă pot. Nu știu dacă pot încă. Duc să mă uit, am avut o infecție urinară, mă. Și acum mă doare vezica un pic. Trebuie să mai iau niște antibiotic. De la scosul de cartofi. M-am preumblat cu tractorul cu geamul deschis și m-a tras curent.
Bine că am putut porni ăla, că am zis că nu mai pornește în viață. Aici numai gropi în satul ăsta, că ăsta nu se poate numi oraș. Pe unde mergi numai gropi, pe noi ne interesează tot altceva, știi? Cum ar veni vorba. Hai, mă, prietene, că mă ia cu plictisală. Să-mi bag picioare 4 și un sfert și zici că e 7 seara. Și la balotieră, și la cosătoare, și la pleuri, și la fiere, dar deci tare încurcată treaba. Tare încurcată treaba. Ce bunoi aici. Dar nu vin să mă mânci acum după ce m-ai văzut după jumătate de oră. M-am gândit eu că poate nu vii. Uite ce mizerie lăsată ăștia aici, mecanici. Uite aici. Vreau să vin să fac curat. Păi mă iau ăștia pe mine, bă. Ce faci? Uite ce e aici. Numai gugonele. Tot felul de tâmpenii. Reușesc să-mi spargă cu coasa aia, cu asta și triplă. Ce să mai zic? Capotajul e aici, într-una, și vreau să-l fac din ala ce se basculează. Să-l sudez aici sus și să se basculeze peste cap. Trebuie să vin zilele astea, nu știu când, să... îi bag motorină, ulei, ulei are apă și să mă duc să încep să îi fac rodajul. Da, capotajul jos, s-au desfăcut șuruburi de aiurea. Șuruburi nu mai este. Capotajul e desfăcut. Am șuruburi și pe acolo puse, n-am. Uite ce mizerie a făcut în curtea asta până asta. O să vin să fac și curat. Trebuie să vin să și pun, uite, garnituri bune, asta e nouă garnitură, m-au picat, nu a văzut-o nimeni, m-a trebuit azbestul, m-a aruncat azbestul jos. Și am mecanici tăsai. M-a băut, lăsat tot acolo, nu a putut să strângă, să bage într-o plasă. Sau un saci ăștia. Trebuie să vin să fac eu curat, că nu-i curtea mea și nu pot să las așa jeg peste tot. Pe unde umbli să lași numai jeg, ca și cum ți se cuvine și ca și cum ți se permite că nu știu ce.
mai bine plugul e aici, saci și am și acolo, nu știu de ce nu-l luat și să bage toată mizeria în saci. Mă, e greu, știi? Păi, am fost eu bolnav 5 luni de zile, nu? Bolnav, nu știu ce am avut, că nu știe nimeni ce am avut, că zici că e o boală misterioasă ce am avut, înțelegeți voi? Și cât am fost lunile astea bolnav, să-mi bat piciorul dacă careva a făcut ceva. Dacă o zis, bă, hai că fac să te ajut sau să... Asta. Nu a făcut nimeni nimic. Nu mă s-o râs pe la spate, știi? Că nu știu ce am avut, că bolnav. Nu pot să zic că bolnav, o boală, adică ceva. Bă, nu, m-am sățit ok, m-am făcut toate analizele de sânge. Și m-a reșit ok, adică nu m-a ieșit nimic ca problemă. Uite. Înțelegi? Nu m-am simțit bine, nu știu, am avut simptome de COVID, am avut altfel de simptome sau urmări după COVID, chiar nu știu, sau urmări de la vaccin sau nu știu, fraților, ce am avut. Și asta s-a ales după ce am fost bolnav. Au rămas utilajele toate împrăștiate până toate locurile. Am fost, am încercat o grămadă de variante, o grămadă de analize, tot felul de analize, tot felul de idei. Analizele din sânge toate au ieșit bune. În afară de prima tură, când proteina C m-a ieșit mărită. Și ficatul mărit și gras. În rest, nu știu. Cam atâta pentru ziua de astăzi, vine video mai târziu. Dați un subscribe, un like și un share. Salutare, bine ați venit pe canalul lui Radu. Astăzi am venit pe câmp să culeg tractorelul. Dacă mai am ce și pe cine. Că s-a oprit fără motorină. Asta am uitat să scot din viteză, s-a oprit fără motorină și n-am mai avut spray de pornire să-l pornesc și n-am mai putut să-l pornesc. Verificăm dacă e scos din viteză, punem contactul, îi dăm accelerația la blană. L-am remorcat până aici, dar l-am remorcat degeaba că nu vreau să pornească. Aici au luat puțin foc. Se poate vedea că este pământ. Sper să nu fie pământ în admisie de aer, că dacă îi dăm și o ia, trage pământul înăuntru și face cea cam maca, dacă o mai ia, că și bateria asta e cam veche și cam slabă. Deci cu pământ l-am strâns și cu puțină apă. O lua foc propriu zis vopseaua, după asta de aia nu se vopsesc admisiile și motoarele. Numai când îți din fabrică și după aia nu mai dai 70 de straturi, stai că am dat așa. Să vedem. Bine, asta e la ordinea zilei. Dacă ai și lua-o bine, ar fi, dar nu o mai iei.
Mâine de la 3 la 2. Trage motorină, mă, nici după atâta timp, mă, băgam ea și ceva în el să-mi bag. Ce are, mă? Ce are ăsta, mă? Să pornească ăsta.